Cei 57 de angajați ai Școlii de Arte din Streșeni susțin că nu și-au ridicat lefurile de două luni. Ei trebuie să plătesc gazul, să plătesc lumina, telefonul, atunci mă pun pe gânduri la ce bun se merită să mă sacrific pentru munca asta. Tot colectivul nu am ridicat salariile încă din luna decembrie. Practic toate actele sunt aduse în ordine, numai că lipsește ștampila și semnătura domnului primar. Altfel este situația în alte patru școli și grădinițe din Strășeni. Angajații și-au primit salariul pe luna decembrie, iar acum așteaptă leafa pentru ianuarie. Dar și aceste instituții nu și-au achitat facturile, iar grădinițele riscă să rămână fără bani pentru alimentarea copiilor. Căldura, electricitatea, apa, dar nu sunt achitate la momentul dat cu achitările referitor la alimentația copiilor. Deci știu că agenții economici mai livrează produsele alimentare, știți, fără a fi făcut transferul, deoarece oricum instituția nu poate fi stopată sau copiii trebuie alimentați. Angajații primăriei din Streșeni spun că la această situație s-a ajuns după ce primarul Constantin Priguza a ajuns la sfârșitul lunii trecute în arestul Centrului Anticorupție. Interimatul nu a fost preluat de către adjunctul său. Juriștii de la Cancelarea de Stat ne-a spus că, într-un fel, nu putem să preluăm. Noi am alți juriști ne spun că putem prelua interimatul. Am hotărât să facem un demers oficial la Cancelarea de Stat. Responsabil de la Cancelarea de Stat spun că au așteptat decizia unei instanțe de judecată. Luând în considerație că în încheierea respectivii hotărâri de instanță nu avem pronunțarea vis-a-vis de suspendarea primarului din funcție, viceprimarul de la primăria Strășeni intră de drept în interimatul funcției de primar. Solicitat de Messenger, viceprimarul orașului Strășeni a spus că oamenii și-ar putea primi salariile până la sfârșitul acestei săptămâni.